Va continua creșterea porcilor în gospodării. Virusul nu ne-a învins. Sunt asigurările venite din partea ministrului Agriculturii, Petre Deaia, pentru gospodarii care au rămas fără animale. Demnitarul a adăugat că nu poate estima cât va dura valul de pestă porcină, dar gospodăriile se vor popula imediat ce trece boala. Ce vreți? Optimist de ministru și om politic. Prezent la Buzău la deschiderea ediției de anul acesta a evenimentului dedicat recoltei, toamna buzoiană, ministrul agriculturii Petre Deaia a negat informația potrivit căreia s-ar încerca odată cu apariția pestei porcine împiedicarea gospodarilor de a mai crește animale individual în gospodăriile lor. Nu ne oprim aici, nu ne învinge virusul pestei porcine africane, a spus ferm ministrul agriculturii Petre Deaia. Vom continua creșterea porcului în gospodării. Vom continua creșterea porcului în gospodării după ce trece acest val de boală, în condiții evident că pe care trebuie să le respectăm, sunt condiții sanitar-veterinare pe care trebuie să le respectăm, în așa fel încât să nu mai avem un asemenea necaz, să prevenim prin condițiile pe care le vom crea. Sigur, vom continua creșterea porcilor în gospodării, nu ne oprim aici, nu ne-am vins virusul și continuăm creșterea în gospodăriile populației, în condiții, spuneam, de securitate sanitar-veterinar. În plus, demnitarul recunoaște că a cerut sfaturi inclusiv la specialiști de peste hotare, iar acum populația trebuie să știe că cel mai important este să se facă ceea ce trebuie pentru eradicarea virusului. Iar gospodăriile se vor popula imediat ce trece boala. Nu pot să vă spun, pentru că o asemenea întrebare am pus-o și celui mai mare specialist din lume, care a fost în România, un cunoscut profesor universitar la medicina din Madrid, care s-a ocupat de acest virus timp de 41 de ani. Știți foarte bine că în Sardinia, unde locul acesta, unde nu s-a putut eradica acest virus, profesorul respectiv s-a ocupat și întrebarea aceasta am pus-o și eu. Și mi-a ridicat din umeri și am înțeles răspunsul. Iată că nici eu nu pot să spun acum când. Important este să facem ce trebuie astăzi. Pesta porcină africană evoluează în prezent în 227 de localități din 13 județe, cu un număr de 927 de focare și 62 de cazuri la Mistreți. În total, fiind eliminați 311.869 de porci afectați de boală, a informat recent Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Conform sursei citate, au fost stinse până la această dată 5 focare în județul Satu Mare, unde nu a mai fost înregistrat vreun focar nou, din data de 31 august 2018. ANSVSA menționează că în județul Bihor nu au mai fost înregistrate noi focare de pestă porcină africană din data de 8 august 2018. Iar în județul Tulcea, unitatea de procesare a cărnii aparținând societății Carnipod și-a reluat activitatea în data de 14 august 2018.